Salutare, vă spune subsemnatul Vali și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată o să schimbăm această nucă, acest schimbător, da? Pentru că uitați, s-a scorojit, s-a făcut ca naiba. Da? După cum puteți observa. Bine, s-a și luat, el era crom, așa, era un fel de argintiu cromat, dar s-a cam dus, ia uitați, și aici vedeți, s-a dezlipit de acolo. Ce să mai facem, o schimbare, da? Da, trecem la treabă, nu? Așa, se trage pur și simplu. Se trage pur și simplu. Oare pot să păstrez eu asta și să nu mai pun pasta? Nu prea pot, că e cusută. Ah, de fapt ai putea, uite că sunt pe niște clipsuri. Da. Vine pe niște clipsuri și materialul prins de inel. Aș putea să fac schimb cu asta la altă. Știți ce zic? Și să iau să fie cromul ăsta. Că pare mai ok. Voi ce ziceți? Hai să-i dăm bătaie. Hai să-i dăm bătaie, boys. Aici am băgat niște vaselină de aia albă. Cu spray-ul, bam, 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 bam. Știți ce zic? Să... Ok. După ce a tras inelul de siguranță, da? Asta e o siguranță, îl tragi în sus, pur și simplu. Am tras eu cu două mâini, am tras un pic așa. Bine, ți-e și milă să trazi, să nu rămâi cu el în mână, știi? Dar nu are ce să se întâmple. Tija respectivă rămâne acolo. Iar aici, după cum puteți observa, e acest inel de siguranță care permite, vedeți, blochează practic să iasă acest schimbător, această nucă. Da? Deci, așa, stați și să vă arăt. Vedeți? Asta e sistemul. Pac, 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 și ăla e. Blochează să mai iasă de pe tija respectivă. Ăsta e sistemul. Ați înțeles? Deci uitați, cam așa arată sistemul. Nu, vină mai aproape ca să... Deci are un inel ăsta de siguranță, practic. O siguranță. Și practic ăsta e sistemul. Care se închide pe... pe tija respectivă de la schimbător. Știți ce zic? L-ați dat și așa se scoate manșonul. Nu e mare inginerie. Deci prin această siguranță. Îl pui aici, știți ce zic? Și așa scoți. Bam, bam. Asta e toată șmecheria. Acum îl montăm pe ăsta la altul nou. Tot aceeași chestie. Și ai. Ha. Vă filmez așa un pic. Cam cum arată cel vechi și cum arată cel nou. Dar mi se pare mai lung ăsta. Uite, ăsta e mai scurt. Știți ce zic, nu? Și ăsta mai lung. Mare țeacă ce mi-a dat băieții. Ești nebun, mare țeacă. Asta zic, boys, lucru original e lucru original. Ia uitați. Asta zic. Asta ce? Să iau și o acțipildul ăsta să-l pun pe schimbătorul meu, e? Da. Vreau să vă filmez un pic așa să vedeți cam cum arată mufele astea două. Da? Au același inel de protecție, doar că se vede în avion că este un
plastic mult mai bun cel de origine față de unul aftermarket, practic. Asta este aftermarket, cu toate că scrie vag acolo, eu nu văd, uitați. Da, este compatibil. Are inelul respectiv, siguranța respectivă. Știți ce zic? Da, haideți să-l montăm și să vedem care e treaba. Poate îl pun și eu invers. Știți ce zic? Stați așa. Am găsit poziție la telefon, unde să pun telefonul. Unde credeți? La ochelar sus. Adu și pe mine capul. Să vezi mare finețe de videoclip ce fac acum. Fiți atenți. Deci, ca să reluăm, da? Acesta este schimbătorul nou, după cum puteți observa. Da? Siguranța. Pac, pac. Acesta este ăla vechi. Da? Uzat. Deteriorat. Asta e, îl dăm la giveaway, care vreți și aveți nevoie. E al vostru. Skoda, asta zic. Se pare mult mai de calitate cel de origine față de cel aftermarket. Ia uitați. Deci are acest sistem de siguranță care face clanț. Pac. Asta zic. Aftermarket. Nimic. Bun. Deci deschidem siguranța. Aveți grijă să fie, da, poziționat cum trebuie. Îl băgăm pe tijă. Îl băgăm pe tijă. Și asta e, boys. Asta e. Ai pus, mă, pe tijă. Da. Se împinge, a intrat, când a intrat până la capăt, da, se apasă siguranța respectivă. Mai încercăm o dată. E ok, da, a făcut clanț, că are acolo niște briz-brizuri de alea după ce a intrat de tot. Se simte. Se trage siguranța. Hai să vă iau aici să vă arăt. După ce s-a așa, se trage siguranța, da? Se trage siguranța. Am îndreptat siguranța, da? Deci se pune acest inel în poziție perfectă și cum ar veni, rămâne blocată nuca. Da? După ce ați blocat siguranța, cam asta a fost tot. Lăsăm ăsta în jos. Stați așa să vă arăt. Are el niște cătări aici. Da? Am eu și rămas bun de la voi. Nu uitați, tu sunt Vali și îți doresc vizionare cât se poate de plăcut în continuare. Dacă nu te-ai abonat, e momentul să o faci. Da? Like, share, subscribe, da? Și lăsați comentarii acolo. În comentarii puteți să-mi spuneți ce și cum, dacă vă place cum a ieșit, dacă e ok, dacă îl schimbăm, dacă, da? Vă pupă fratele vostru, până data viitoare, să ne auzim cu bine, pa, pa!